Iată că a venit mult așteptatul review pentru paleta lui Naked Tutorials în colaborare cu Beauty Bay. Ei bine, mi-am luat-o și eu. Nu se putea. Mai ales pentru că m-am îndrăgostit. Deci m-am îndrăgostit în momentul în care a arătat paleta. M-am îndrăgostit. Dacă nu știți despre ce este vorba, ei bine, Naked Tutorials este unul dintre cei mai mari youtuberi din sfera asta de make-up și beauty aici pe YouTube. Așa că, dacă n-ați auzit de ea, probabil nu prea ați avut contact cu lumea make-up-ului, însă este the best. În fine, ea a scos acum vreo, nu cred că sunt două luni, cu o lună, o lună jumătate, a scos această paletă în colaborare cu Beauty Bay, care s-a vândut instant, însă a spus că va mai fi un restock, adică vor mai aduce încă câteva zeci de mii, probabil milioane de palete în al doilea, de fapt în primul restock, după ce prima dată s-a vândut această paletă din start, așa că a doua oară mi-am luat-o și eu. Nu se putea. Bun, am dat pe această paletă cred că 30 de euro sau 28 de euro, ceva de genul acesta, și am luat-o de pe Beauty Bay, a ajuns de pe site-ul Beauty Bay, a ajuns cam într-o săptămână jumate, da, cam așa, două săptămâni maxim. Eu stând în București, așa, asta ca detalii, 30 de euro, bun. Și ce vreau să vă mai spun despre această paletă? Ei bine, în primul rând spune că este o paletă de pigmenți prestați, adică este foarte probabil ca această paletă să vă păteze ochii, mai ales nuanțele foarte, foarte pigmentate și cele cu subton mai roșiatic. Așa, asta este ambalajul în care vine paleta, este o cutie de carton cu un sclipici, este un sclipici așa multicolor pe un fundal negru lăcuit. Aici este o gaură a cheii și pe spate este un mesaj de la Nikki, hello guys, it's me, Nikki, hello, și așa mai departe. După care deschidem această cutie care are interiorul roz și scoatem paleta care este super bine ambalată, după cum se vede în folie din aceasta, în folie, în bubble wrap, cum se spune, folie din asta cu bule, așa, după care înăuntru mai găsim și acest cartonaș, unde ne sunt prezentate toate nuanțele și cum se pot aplica ele, dacă cu pensula sau cu degetul, sau poate că ambele, așa, deci avem acest cartonaș, după care, într-un final, paleta, care arată cam așa, este într-un ambalaj destul de inovativ, pentru că până acum nu prea am mai văzut palete care să se deschidă așa, dintr-o parte și din cealaltă, cam așa arată în interior, iar ambalajul este jumătate roz cu un print așa cu un pattern mai vesel și jumătate cu un print mai dark. Foarte, foarte mișto mi se pare grafica, mai ales în partea aceasta, cu un templu aici și acesta este spatele, din nou cu mesajul lui Nikki. De asemenea, dacă vreți să știți dacă este originală sau nu, veți avea un cod probabil aici pe ea, dar și pe cutie, un cod care să vă ateste faptul că paleta voastră este originală, dar dacă o luați de pe Beauty Bay, cu siguranță va fi originală. Bun, în partea aceasta, când o deschizi, avem o oglindă și în partea cealaltă, în partea mai închisă, este de asemenea o oglindă care mărește. Deci aici zice You are you și aici spune I am me. În fine, mi se pare foarte drăguță, doar că eu nu prea mă văd stând așa cu ea. Nu, nu este genul meu. Din punctul ăsta de vedere nu pot să zic că mă dau un vânt după ambalaj, însă mi se pare foarte creativ și îmi place că a încercat să facă altceva. Așa că nu pot decât să mă bucur, pentru că este o paletă chiar foarte, foarte faină și îmi place că nu este grea și se poate depozita ușor. Mi se pare o paletă ok pentru călătorii din punctul de vedere al dimensiunii și așa mai departe. Așa, iar acestea sunt nuanțele. Avem nuanțe sidefate și nuanțe mate care arată cam așa și haideți să le socim, pentru că și eu aștept asta. Am realizat acest lucru, însă am folosit doar câteva dintre nuanțe, așa că după swatch-uri, dacă vreți să vedeți cum am realizat acest lucru, o să urmeze o porțiune de tutorial, da? Iar la sfârșit veți afla concluziile mele despre această paletă. Avem în primul rând nuanța, stați că am pus paleta invers și nu văd, deci nuanța Redemption,
care este un portocaliu gen dovleac. Nu, cred că mai bine stau așa. Deci avem Redemption, foarte drăguță nuanța, după care Blend and Snap. Observ că nuanțele astea sunt puțin prăfoase. Wow, Blend and Snap pare super pigmentată. După care una dintre nuanțele si de fate, Ivy. Cam așa arată, nu știu cât de bine se vede. O să mai vin o dată. Cred că ar trebui să fac eu așa ca să vedeți cum prinde lumina. Am această nuanță aici în colțul intern, dar o să vedeți asta mai târziu. După care nuanța Slasher, un mov așa foarte cald. Wow! Foarte pigmentată. După care 5AM, un maro clasic, da, văd că și asta este super pigmentată, încă mi-a mai rămas pe deget. După care Roxy Catan, care este un fel de roz cu irizații aurii, da, sper că se observă. Așa, după care am nuanța Vla, și o să vă dau așa un mic spoiler, m-a cam dezamăgit această nuanță, ia să vedem cum se va sociui. Văd că se sociește ok, o am aici în interior, dar nu cred că se vede foarte, foarte bine. După care nuanța Mikai. Wow! Aproape regret că nu am folosit acest roșu. Da, chiar, chiar e wow. După care Mila, un fel de muștar, mai închis decât muștar, este un maro așa mai cappuccino, după care Underground, care este un fel de gri metalic, da, este un gri metalic cu irizații aurii, cred, așa, după care nuanța Plot Twist, care este un baby blue, ok, nu mi se pare cine știe ce, nuanța Aura, care este un portocaliu sidefat și cu irizații roz și roșii, wow, chiar este superb acesta. Și în continuare, nuanța Basic Truth, care este, da, este aproape la fel ca nuanța pielii mele, așa că nu cred că o puteți observa foarte bine. După care, nuanța All In, care este un duochrome, plurichrome, foarte, foarte interesantă. Are irizații verzi, aurii, maro, foarte, foarte mișto este. Sper că se vede, nu știu exact dacă se vede cam cât de mișto este. Dacă voi vedeți pe cameră cum văd eu în realitate. După care nuanța care este un verde foarte, foarte interesant. N-am mai văzut nicio nuanță asemănătoare cu aceasta. După care nuanța Pride, care este un roz superb cu irizații albastre, foarte, foarte interesant, albastre și argintii în același timp, foarte mișto. După care nuanța Zomar, care este un piersiciu așa mai neutru, îmi place foarte, foarte mult un coral, una dintre nuanțele mele preferate și tocmai de asta cred că voi folosi această paletă aproape zilnic, pentru că de obicei îmi place foarte mult să pun un corai din acesta și după un sclipici așa mai roz pe pleoapă și cam ăsta este machiajul meu de zi cu zi. După care nuanța Mama Tutorials, wow, ăsta este, văd că este destul de așa, crumbly, sfărmicioasă, wow! Un turcoaz foarte, foarte mișto și cremos. Nuanța Amsterdam, care este un albastru regal foarte mișto. S-a sucit foarte bine, neașteptat de bine. Și nu în ultimul rând, nuanța Mr. Tutorials, un verde așa auriu, un hazel verde, ceva de genul acesta. Și cam astea sunt toate nuanțele. Bun, haideți să trecem și la tutorialul de astăzi. Vedeți deja cum arată lucrul și o să vă spun de pe acum că nu a fost neapărat o, nu știu cum să zic, un proces mișto și așa plin de entuziasm cum a fost de obicei până acum la paletele pe care le-am mai testat în trecut. Dar, nu știu, poate a fost vina mea până acum. Am așa mixed feelings despre această paletă. Pot să vă spun doar că fardurile mate pe care le-am folosit nu m-au impresionat și eram gen, what? Dar poate asta a fost doar la ochiul acesta, poate acum de data asta va fi mai bine. Prima dată la ochiul acesta am aplicat concealerul de la Maybelline Superstay. Acesta este în nuanța 05.
Poate de la concealer să fie, nu știu, poate de asta să nu pară atât de vibrante, însă în partea asta aici am aplicat concealerul de la Jeffree Star în nuanța C2, pe ăsta l-am mai aplicat de o grămadă de ori în locul bazei pentru pleoape, așa că sper ca de data asta să am niște culori mai pigmentate și o să încep cum am început și în partea aceasta cu Plot Twist, această nuanță. Acest bleu, cred că este un bleu, da, cam așa arată. Și o voi lua cu o pensulă și o voi tapota aici. Sincer să fiu, asta a fost prima nuanță care m-a dezamăgit și observ că nuanțele sunt destul de prfoase în paletă, sper că se poate observa, dar nu se văd atât de tare pe ochi, sau poate este doar nuanța aceasta care efectiv nu mi se pare că se vede. Mi se pare că este un alb bleu și zboară efectiv peste tot. Foarte, foarte mult fallout. Mă așteptam la altceva. Deci chiar, vă spun sincer, mă așteptam la altceva. Și am aplicat nuanța aceasta și am văzut că efectiv nu se vede absolut nimic. Nu dă rezultatul dorit. După care am luat nuanța Vla, adică acest galben care în paletă arată super și este foarte intens. Însă, din nou, pe ochi, nu știu, sper că se vede. Adică zici că sunt niște farduri de la Essence și zboară în toate direcțiile și rămâi cu absolut nimic pe ochi. Da, chiar nu știu ce să spun. Uite că aici, în colțul intern, dacă fac așa, pare un galben aproape neon, ceea ce nu mă deranjează. Dar, din nou, foarte, foarte mult fallout. Bun, cam asta a fost cu acest galben, după care am luat nuanța ceva de genul acesta. Din nou, foarte, foarte mult fallout în paletă. Am tapotat-o și la o primă tapotare așa arată foarte, foarte mișto, chiar nu mai am nicio nuanță de verde cu acest subton. Însă, în momentul în care o blenduiești, vedeți cât de peci rămâne aici. Nu știu, chiar nu știu ce să spun despre aceste nuanțe, pentru că sunt dubioase. Adică, per total s-a blenduit, dar nu a fost un look la fel de vibrant cum eram obișnuită cu culorile, fardurile de la Jeffree, ok, știu de tot scandalul cu Jeffree, însă n-ai cum să negi faptul că fardurile lui și formula lui era super. Sau fardurile de la Anastasia, sau cele de la Be Perfect, dar asta este meh. În fine, după am luat și nuanța aceasta Amsterdam, despre care eram super curioasă, asta are mai puțin fallout, și așa, la o prima aplicare, arată foarte, foarte mișto. Și seamănă foarte mult cu nuanța Soaked, parcă îi spunea din paleta Blue Blood de la Jeffree. Însă, mi se pare că asta se blendește mai bine, adică mă așteptam să fie o nuanță foarte, foarte greu de blenduit. Oricum, în momentul ăsta, ochiul ăsta arată superb, nu-i așa? Deci, uitați-vă puțin. Este un dezastru, un dezastru. Bine, poate că e și vina mea pentru că am ales nuanțele astea, dar am vrut intenționat că le-am să ales le aleg. intenționat pentru că mă așteptam ca acestea, fiind așa mai închise, mai albastre, să fie mult mai pretențioase decât, spre exemplu, nuanțele de maro. Și plus că le-am văzut și mai puțin folosite de persoanele care au tot făcut review-uri la această paletă. Deci, după cum se vede, aici am verde, nu mai am nimic și am verde din nou. Adică nu prea înțeleg. Revin din nou cu verdele și încerc să îl fac să apară. Per total s-a blenduit ok, zic eu. Adică nu am stat foarte mult să blenduiesc, ați văzut și voi. Da, nu știu, adică mi se pare așa. Meh, vă spun sincer, mi se par meh. Pe de altă parte, nu pot să spun, na, uite. Deci ochiul ăsta, dacă stai sus la el, este un dezastru total, total. Da, nu știu. Chiar aveam așteptări mari de la paleta asta și mă simt puțin dezamăgită. Fallout din nou foarte mult aici pe obraz, sper că se vede. Poate pentru că o fi din a doua tură, gen după ce a făcut restock și poate astea nu au aceeași calitate ca primele palete din prima tură, dar nu știu ce să vă spun. Din nou, foarte mult fallout în paletă. Bine, fallout-ul din paletă pe mine una nu mă deranjează, vă spun sincer. O să-mi tai acum pleoapa folosind același concealer, după care voi aplica nuanța Blend and Snap, acest roz, aici sus, și după care nuanța All In, care este într-adevăr superbă,
pe plan. Da, sper că se poate observa, pentru că acum, după ce am aplicat și acest concealer, arată mai bine, cel puțin partea aceasta de far, dar nu mi se pare că este foarte vibrant. Adică uitați-vă puțin cât de vibrante sunt nuanțele în paletă și cât de meh sunt pe ochiul meu. Nu știu. Vă spun. Chiar sunt puțin dezamăgită. Nu mă așteptam. Dar nu o să vă mint acum, nu o să vă spun că este extraordinară paleta asta, când de fapt nu este. Ce-i drept? Da, ok, este și mai ieftină puțin decât toate celelalte palete pe care le-am menționat. Dar, nu știu, la prețul ăsta mi se par mai bune cele de la Juvia's Place. N-am mai încercat până acum, într-adevăr, formula de la Beauty Bay. Însă, știu că sunt destul de accesibile ca preț și, na, automat te gândești că poate nu au o calitate foarte bună. Dar nu pot să zic că nu sunt de calitate, că sunt, da. Nu e ce m-am așteptat eu, adică am testat deja, nu știu, cred că peste 50 de palete. Și nu e wow. Nu e wow. Bun, o să mai aplic puțin concealer, după care voi aplica nuanța All In. Am observat că se sociuiește foarte, foarte mișto cu degetul, dar la celălalt ochi am aplicat-o și cu pensula, după cum v-am spus, umezită. Este o nuanță sidefată destul de sfărmicioasă, așa că aveți grijă să nu apăsați prea tare. Oricum și aceasta are foarte, foarte mult fallout, atât pe față, nu, mai puțin în paletă, de fapt. Dar pe față are destul de mult fallout, așa că v-aș sfătui să vă faceți întâi machiajul ochilor și după machiajul feței, dacă vreți să o folosiți. Poate dacă ați folosi eu cu degetul, nu ar avea atât de mult fallout, însă eu în momentul ăsta încerc să fiu cât mai precisă. Și, da, hai să luăm totuși și degetul. Uite, să încercăm aici. Da, uite, deci se vede că mult mai intensă și mult mai mișto cu degetul, doar că nu am cum să o aplic atât de precis pe aici cu degetul. Dar în rest este superbă. Da, nuanțele astea și de fapt chiar sunt unice și sunt super mișto. Bun, cam așa arată. O să aplic și acest eyeliner de la... Stați să nu scap paleta. S-o pun aici în spatele meu. Acest eyeliner de la Trended Up Golden Liner o să-l aplic acolo, după care o să-mi termin machiajul feții. Și voi reveni cu pleapa de jos și cu concluziile. Bun, mi-am făcut și machiajul feței și să trecem la pleapa de jos, unde mă gândesc să fac ceva cu albastru și poate cu nuanța asta slasher și mai în interior blend and snap. Așa că haideți să începem. Și mă gândesc, cred că o să iau tot pensula asta și să luăm nuanța Amsterdam. Sper să nu am fallout. Da, cam așa. Ar fi fost mișto dacă aș fi avut un eyeliner albastru, așa, fix nuanța asta, dar ne descurcăm cu ce avem. Cam așa. Iar acum voi lua... da. Voi lua nuanța slasher. Văd că și asta are super mult fallout. Asta chiar e o nuanță foarte, foarte mișto. Și pare mai mov decât în... decât în paletă. Chiar îmi place. Chiar îmi place. După care, dacă nu aș pierde pensulele din mână, ar fi super. După care voi lua nuanța Blend and Snap, care este un roz foarte drăguț și o voi aplica aici. Bun. Ok. Ok. Arată nice. Am puțin fallout exact aici, dar nu cred că... Da, ok. S-a dus. Așa că nu îmi mai fac griji și voi trage foarte, foarte ușor așa spre colțul extern acest albastru. Ok, ok. Poate o să adaug și un eyeliner negru și o să tapotez peste el puțin albastru, deși nu îmi displace nici așa cum arată. Bun. Iar acum voi mai adăuga, dar cred că cu o pensulă mai mică, totuși, voi adăuga nuanța aceasta Vla aici. Ok, ok, văd că acum se vede ceva mai pigmentat, cred că am un puf
ce mai? Așa. O tapotez fix aici. Da, nu este wow, dar e ok. It's decent enough. Și da, îmi place mult cum arată așa cu partea asta în roz jos. Chiar da, mi se pare mult mai nice. Și ultimul pas, voi lua nuanța Ivy, acest alb. Voi umezi întâi pensula cu șervețel umed. Stați, am aici 100 de șervețele. Așa, și voi lua nuanța Ivy și o voi aplica fix aici în colțul intern, peste acel galben. Ok. Oh, are super mult fallout asta, dar chiar îmi place cum a transformat look-ul. Și văd că este super pigmentată. Deci, despre nuanțele astea sidefate, chiar nu am ce să spun. Adică, jos pălăria, sunt superbe. O trag și mai înspre mijlocul pleoapei de jos. Și cam așa arată, să-mi îndepărtez fallout-ul. Mă gândesc dacă o să fac sau nu o linie de tuș. Oricum o să-mi termin și celălalt ochi și o să revin cu concluziile despre această minunată sau nu, o idee mai jos. Sper să nu vedeți oglinda. Așa, și am tras nuanța aceea albastră Amsterdam înspre colțul extern. Am aplicat-o cu o pensulă mai subțire, astfel încât să creez această linie. Are pe cum vreți să-i spuneți. Și hai să vedem care sunt concluziile despre paleta lui Niki Tutorials în colaborare cu Beauty Bay. Ei bine, pot să vă spun că da, este într-adevăr o paletă superbă. Nuanțele sunt foarte mișto alese, designul ei este foarte mișto, nuanțele sidefate sunt într-adevăr geniale, însă dacă chiar aveți nevoie de ea, sinceră să fiu, nu știu. Și o să vă spun așa cam care este părerea mea. Ei bine, cred că nuanțele mate, sau cel puțin dintre cele pe care le-am testat eu, astea trei, albastre și vers, și nici ăsta galben, nu sunt extrem de pigmentate, sunt pigmentate, se blendesc, însă nu sunt wow, nu sunt ceva ce n-ați mai văzut. Nuanța asta slasher și asta roz, cred că este mult mai mișto și mult mai pigmentată, însă n-am apucat să o folosesc prea mult. Așa că cel mai bine ar fi să vă uitați și la vlogurile săptămânale, unde o să vă mai spun despre paleta aceasta. Și poate la sfârșitul anului, când voi face așa un bilanț, opa, al tuturor lucrurilor pe care le-am testat în decursul anului. Dar nu cred că, dacă ați vrea să vă cumpărați o singură paletă colorată, nu cred că ar trebui să o luați pe aceasta. Sunt variante mult mai bune, mai pigmentate, după părerea mea, cum ar fi cea mare de la Be Perfect Cosmetics, Carnival Palette, în colaborare cu Stacy Marie. Dar da, cred că dacă vă place Niki Tutorials și dacă vreți să o susțineți, dacă vă plac nuanțele sidefate foarte mult, dacă folosiți mai mult nuanțe sidefate, atunci cred că da, să zicem că merită să o luați, însă dacă nu aveți în colecția voastră nicio paletă colorată și vreți una care să acopere toate toate nuanțele din spectrul culorilor, da, s-ar putea să vă placă, depinde și cât de pigmentate vă plac vouă nuanțele să fie. Ei bine, cred că este o paletă ok pentru începători, dar dacă lucrați, nu știu, dacă lucrați în domeniul make-up-ului, nu cred că o să vă impresioneze prea mult, cel puțin nuanțele mate, nuanțele sidefate sunt într-adevăr wow. Așa, și dacă aveți foarte multe palete colorate, din nou, nu cred că ar trebui să o luați neapărat, pentru că în afară de nuanțele sidefate, din nou, mă repet, a mia oară, nu este nimic wow. Bine, și în afară de ambalaj, și în afară de faptul că este paleta lui Niki Tutorials. Bun, cam asta a fost review-ul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like acestui video. Va veni și video-ul în care voi testa și paleta Norvina volumul 4 și ce v-am mai promis, paleta Roaring Twenties, ceva de genul, de la Root Cosmetics. Stați aproape, nu uitați să vă abonați la canalul meu. Noi ne revedem data viitoare cu un nou video. V-am pupat, pa!